Traian Băsescu s-a dezlănțuit la adresa lui Tudorel Toader, o să, subliniere, îi ruineze cariera. Fostul presubliniere dinte, Traian Băsescu, s-a dezlănțuit după ce Klaus Iohannis a decis să refuze cererea de revocare a subliniere Feidna, Laura Codruca Covesi. Băsescu spune ce Tudorel Toader nu are nicio subliniere ans la ce cere subliniere irede de actualul ministru. Prostia ce o să mergem la ce cere e o glumă pentru studenii de anul 1 la drept. Președintele revoc. Unul propune, altul dispune. E decizia președintelui. Toader o să îi ruineze cariera de profesorii de orice. CCR nu poate spune ce președintele e o maimă. Propunerea e o propunere. Cel care ia decizia, e cel care numete, a spus Băsescu în direct la România TV.